În acest an, Clubul Rotary a decis să ofere, în loc de 6, 7 burse școlare profesor dr. Constantin Manolache pentru elevi cu rezultate deosebite la concursurile și olimpiadele naționale. Festivitatea de premiere a avut loc astăzi la sediul Inspectoratului Școlar Județean. Este un eveniment pe care noi considerăm deosebit. E un moment de final pentru proiectul nostru bursier din acest an, prin care, practic, am deliberat, noi, Rotary Club Botoșani, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Botoșani, am deliberat care sunt bursierii acestui an școlar pentru bursele școlare profesor dr. Constantin Manolache. Este pentru al 6-lea an când Clubul Rotary oferă aceste burse, motivând și încurajând elevii să facă performanță. Este considerat eligibil pentru a aplica la bursa școlară Rotary orice elev care urmează cursurile la învățământul de zi în unitățile de învățământ din județul Botoșani și care, deci practic trebuie să fie în clasele 9-12, s-a remarcat la olimpiadă concurs fază națională și s-a clasat în primele 20 de locuri, are media generală a anului de studiu anterior peste 9, suma lunară a veniturilor brute a întreținătorilor să nu depășească plafonul de 1500 de lei pe membru de familie și nu beneficiază de alte burse cu surse din mediul privat. Câștigătorii din acest an sunt Răzvan Politic și Valentina Crauciuc de la Liceul Teoretic Nicolae Iorga, Fabie Roberto Gorchi de la Liceul Teoretic Grigore Antipa, Daniel Malanca, elev al Colegiului Național Mihai Minescu, Samuel Viziteu, Larisa Pânzaru și Raluca Andronic, toți de la Colegiul Economic Octav Onicescu. Extrem de emoționați, liceenii au ținut să le mulțumească profesorilor care i-au îndrumat. Am remarcat și anul acesta și anul anterior la Olimpiada de Tehnologie Informației, la faza națională. Prima participare mea s-a soldat cu locul al doilea, a doua cu o mențiune. Cred că mare parte din această performanță a ținut de foarte multă muncă, foarte multă pasiune, dedicare, atât a mea cât și a profesorilor care m-au urmat. Am obținut prima mențiune la Olimpiada de Tehnologii pe domeniul Turism și Alimentație. Eu consider că pentru a deveni performant trebuie să muncești foarte mult și trebuie să-ți placă ceea ce faci, bineînțeles. Și vă mulțumesc! Anul trecut am reușit să obțin o mențiune la Olimpiada de Fizică și Olimpiada de Științe pentru junior. Am reușit să obțin atât în clasa 9 cât și în clasa 10-a premiul 2 la Olimpiada Județeană de Franceză și anul trecut am reușit să ajung și la Olimpiada Națională de Franceză. Îi datorez acest succes mai mult profesorii mei de franceză, doamna Denisa, aici de față. Îi mulțumesc că a fost alături de mine și m-a motivat mereu să fiu mai bună și să învăț mai mult. Am obținut locul 11 la Olimpiada Națională de Logică, Argumentare și Comunicare. Nu aș putea face aceasta fără profesorul meu, domnul Octav, pe care nu am drăznit să-l chem, deoarece are ore la curs chiar. Șeful Inspectoratului Școlar, prezent la festivitate, i-a felicitat pe câștigătorii din acest an. Copiilor să le transmit mulțumiri, în primul rând, și aprecierile noastre pentru tot ceea ce faceți, pentru faptul că ne faceți mândri la concursurile și olimpiadele la care participați și să vă spun să aveți încredere în voi, în continuare, să aveți încredere în tot ceea ce faceți, să aveți încredere în școală și în profesorii voștri, pentru că, cu siguranță, veți învăța lucruri importante pentru cariera voastră, pentru cadrelor didactice. Mii de mulțumiri pentru tot ceea ce faceți cu acești copii. Știm că performanța nu se obține doar la orele de curs, implică foarte multe ore de pregătire suplimentară și vă mulțumim că sunteți alături de ei, că îi încurajați. Sigur, chiar dacă părinții nu sunt aici, trebuie să le mulțumim și lor, pentru că sunt alături de voi și vă sprijină. Valoarea unei burse este de 6.000 de lei pe an.